Se pare că joaca a luat sfârșit, iar actuala clasă politică de la Chișinău, care a promis răzbunare cruntă pentru toți cei acuzați că ar fi transformat Moldova într-o stat capturat, a început să treacă la acțiuni clare. În acest sens, astăzi, Procuratura Anticorupție l-a notificat public pe fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, comunicându-i că este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit comunicatului emis de pe A, instituția a recurs la această notificare publică, deoarece deocamdată nu există o altă cale de informare a lui Plahotniuc cu privire la citarea sa în fața procurorului. Ori acesta, imediat după formarea majorității dintre Acum și PSRM, a fugit din țară, în prezent locul aflării lui fiind unul necunoscut, chiar dacă în dese rânduri s-a vehiculat că ex-liderul PD ar fi în America. Așadar, acesta este așteptat miercuri dimineața la procuratură pentru a fi audiat în calitate de bănuit, prezența sa fiind obligatorie. În caz contrar, acesta trebuie să anunțe procuratura de ce nu poate veni. Amintim că anterior în presă au apărut informații în legătură cu numeroase proprietăți pe care Plahotniuc le deține în țară sau peste hotare în valoare de 10 de milioane de euro, care însă nu au fost trecute și în declarația de avere a acestuia.